Am văzut că cei de la AUR au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională investirea lui Ludovic Orban la Camera Deputaților, acolo alegerea dânsului. Este un drept democratic pe care îl are orice formațiune politică, pe probleme ținând de funcționarea Parlamentului. Fiecare grup parlamentar are practic dreptul să se adreseze curții. Eu cred că după o coabitare de câteva sesiuni parlamentare, lucrurile se vor rezolva. Probabil că reprezentanții AUR n-au înțeles că democrația înseamnă dictatura majorității cu respectarea drepturilor minorității, iar la momentul respectiv era foarte important să se constituie Parlamentul pentru ca procedurile succesive, numirea guvernului, de exemplu, să poată să fie într-un grafic stabilit de majoritate. Exista o hotărârea biroului permanent, da? Bun, exista și oboseala și lipsa de experiență în ședințe care se dureze foarte mult și atunci ei s-au gândit că, domnule, stai puțin, noi vrem să închidem ședința și pentru că noi avem președintele ședință, noi plecăm. Procedurile parlamentare și regulamentele pornesc la premisa că niciunul nu e de înlocuit. Deci mai au de învățat cei deci, de la ori. Pe lângă decanul de vârstă există al doilea, al treilea și se găsește un decan de vârstă în ordinea descrescătoare care să respecte o decizie a biroului permanent. Pentru că atât Senatul cât și Camera Deputaților sunt conduse de biroul permanent.